Sistemul Multisens îți permite să personalizezi experiența de conducere și să configurezi modurile care afectează efortul de manevrare a vehiculului, răspunsul motorului, sunetul motorului, controlul electronic al stabilității, iluminarea ambientală și confortul termic. Există 4 moduri Multisens: Eco, Sport, Confort și Personalizat. Dacă vehiculul dumneavoastră este versiunea cu aderență îmbunătățită, veți avea 2 moduri suplimentare, teren și zăpadă. Aceste moduri acționează direct asupra sistemului antipatinare pentru a oferi controlul necesar pentru condițiile de deplasare a vehiculului. Există 3 modalități de schimbare a modului. Apasă butonul Multisens de pe volan. Folosește comanda vocală a vehiculului. De exemplu, spune doar OK Google. Comută la modul Eco. Sau accesează sistemul Multisens de pe ecranul multimedia OpenAR Link. Accesează secțiunea Vehicul și selectează un mod Multisens. Modul Eco se concentrează asupra economisirii energiei și protejării mediului. Manevrabilitatea este flexibilă. Gestionarea motorului reduce consumul de carburant, în timp ce climatizarea, încălzirea și caracteristicile precum dezghețarea sunt controlate astfel încât să ofere doar necesarul. Modul Sport permite o capacitate de reacție superioară din partea motorului și a cutiei de viteze, precum și o manevrabilitate mai fermă pentru o precizie mai bună la condus. Modul Confort utilizează setările standard ale vehiculului în mod implicit, oferindu-ți cel mai bun compromis între confort și dinamism. Modul Teren îmbunătățește performanțele de tracțiune și manevrabilitate chiar și pe teren moale. Acesta oferă un control antipatinare mai fin și sensibilitate sporită la accelerație. Modul Zăpadă oferă cel mai eficient control asupra vehiculului pe teren alunecos. Pe suprafețe umede sau înzăpezite, acesta contribuie la prevenirea patinării și asigură o acționare mai lină a direcției pentru a preveni mișcările bruște ale caroseriei, care ar reduce stabilitatea deplasării. Aceste moduri sunt presetate, însă cu excepția setărilor motorului care sunt specifice fiecărui mod, le poți modifica setările. Cu toate acestea, modul personalizat este complet configurabil. Apasă butonul Configurare pentru modul Multisens pe care dorești să-l personalizezi. Pe ecranul de configurare există 2 file: Conducere și Experiență la bord. În fila Conducere, setările motorului pot fi modificate doar pentru modul personalizat. În funcție de setarea selectată, puterea și cuplul motorului sunt mai mult sau mai puțin disponibile și sensibile. Setează intensitatea și efortul de manevrare aici. Manevrarea devine mai ușoară sau mai rigidă, oferindu-ți cel mai bun compromis între finețe și precizie. Meniul Dinamică Vehicul îți permite să alegi modul Normal, Confort sau Sport. Din fila Experiență la bord poți selecta una dintre cele 48 de culori pentru iluminarea ambientă și ecranul OpenAR. Selectează lumini variabile și sistemul schimbă în mod automat culoarea iluminării din habitaclu la fiecare 30 de minute, pentru a oferi cea mai adecvată culoare de lumină ambientă pentru fiecare parte a zilei. Selectează personalizat dacă dorești să alegi propria culoare.
apasă pe această pictogramă, apoi mută cursorul peste paleta de culori. Apasă OK pentru a confirma culoarea selectată. Pentru a regla nivelul iluminării ambiante, deplasează cursorul la bara de luminozitate. Pentru a regla confortul termic, selectează climă. Acum poți menține nivelul normal de confort sau poți alege gestionarea economică. Poți reseta pe rând setările pentru fiecare mod, apăsând pe acest buton.